Senatului. Voturi pentru ordinea de zi. Mulțumim frumos. Aș vrea la început, dacă îi permitem domnului director tehnic Gheorghe, să ne explice zilele de zi, că sunt în legătură directă toate. Da. Avem pe ordinea de zi propuneri pentru investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și printre care avem grădinița Copt Grupe, pentru care avem contract de finanțare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Avem înființarea sală de sport, Colegiul Agricol Sandu Aldea, o sală de sport de 180 de locuri, pe care vrem să o propunem pentru investiție prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Avem corpul B din Liceul Mihai Eminescu pentru extindere și modernizare. Avem drumul de acces DN3B, șoseaua Chiciului, strada Eroilor, Bulevardul Republicii, strada Sloboziei, pe care îl propunem ca investiție prin Programul Național de Dezvoltare Locală. E practic drumul de acces în oraș. Și o înființare creșă, având în vedere lipsa locurilor din creșa existentă, înființarea creșe în municipiul Cărălaș. De asemenea, propunem lotul 1 de stres și lotul 2 pe care îl avem deja contractat și e propus pentru execuție. Aceste proiecte de hotărâri sunt necesare pentru promovarea la Ministerul Dezvoltării și finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Mulțumim frumos. Dacă o să mai fie întrebări, la parcurs să ridicăm fiecare punct în parte. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind constituirea structurii cu rol de autoritate urbană la nivelul municipiului Cărălaș, care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al programului operațional regional 2014-2020, îndeplinind rolul de organism intermediar secundar de nivel 2. Este doamna Tripu, dacă aveți ceva nevoie și vreți să vă explice. Și cu altă ocazie am vorbit despre finanțările care sunt posibile în cadrul exercițiului financiar al Uniunii Europene 2014-2020. Una dintre aceste finanțări fiind posibilă prin Programul Operațional Regional, mai pe scurt POR, 2014-2020. Axa către care se îndreaptă cu mare interes toate autoritățile publice locale în cadrul acestui program operațional este axa 4. Aceasta este dedicată municipiilor reședință de județ, calitate pe care o are și municipiul Cărălaș, și în cadrul acesteia sunt finanțabile anumite tipuri de proiecte care se vor regăsi pe teritoriul localității, să spun așa, în lucrări de infrastructură. Prioritatea 4.1 din cadrul axei 4 beneficiază, să spun așa, de o alocare predefinită în valoare de 24 de milioane de euro, care trebuie, în contul cărora, ca să mă exprim așa, pot fi depuse aplicații, proiecte, care vizează anumite tipuri de lucrări care sunt eligibile prin acest program. Aceste tipuri de lucrări se referă la reabilitatea căii de rulare reprezentată de traseul parcurs de transportul public în comun, lucrări care, în termen mai simplu spus, presupun modernizarea, deci asta însemnând cea mai amplă intervenție asupra străzilor municipale pe care circulă transportul în comun. În cazul nostru, strada Grivița, strada București, va presupune acest proiect modernizarea străzii București, deci zonă carosabilă, trotuare, zonele de parcare, de spații verzi, stațiile de transport care se află situate pe această lungime de drum. De asemenea, pot fi luate în calcul stații intermodale de transport care pot fi situate în zona Siderca și în zona blocurilor de la IMC, așa cum cunoaștem toți călărășenii cele două zone. Este posibilă achiziția de autovehicule pentru transport în comun, dar care toate vor trebui să răspundă cerințelor regulamentelor europene privind
reducerea noxelor în special și dacă tot am amintit acest aspect, este motivul principal pentru care se acordă finanțare pe această prioritate 4.1 și anume acela al reducerii noxelor la nivelul municipiului. Există la nivelul Uniunii Europene o strategie, strategia Europa 2020, care stabilește o reducere a nivelului actual de noxe cu cel puțin 40% la orizontul anului 2020. Prin aceste proiecte care vizează intervențiile și investițiile despre care vorbim, se va contribui la reducerea acestui nivel de noxe. Pentru implementarea acestui gen de proiecte, Ministerul Dezvoltării ne-a comunicat, cum de altfel am mai avut în drafturile de documente primite până acum, ne-a comunicat obligativitatea încadrării într-un calendar, calendar care cuprinde și se referă în special la înființarea autorității urbane. Autoritatea urbană este un fel de comisie care va fi constituită la nivelul primăriei municipiului Călăraș, ca de altfel la nivelul fiecărei primării municipiului reședință de județ, care va analiza în baza unor criterii, în baza unor fișe de proiect, va analiza propunerile de proiect pe care municipalitatea le face, în sensul finanțărilor posibile prin prioritatea 4.1. Odată cu înființarea acestei autorități urbane, se va semna un contract de delegare de responsabilități între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene, în care se vor stipula toate atribuțiile, toate responsabilitățile care revin primăriei prin această comisie. Aceste responsabilități sunt de natura celor parțial, sunt de natura celor pe care le are și ADR-ul ca și organism regional. Dar pentru că avem prin acest acord de delegare, responsabilitățile sunt mai restrânse decât cele la nivelul ADR-ului, de aceea se numește de rang 2. Da? Referindu-mă la primărie, am realizat documentele strategice care stau la baza formulării acestor idei de proiecte. Sunt cele două strategii pe care deja le cunoașteți, strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 și strategia integrată de dezvoltare urbană pentru aceeași perioadă. Un al treilea document la care se lucrează acum, pentru care avem un contract în derulare cu o firmă de consultanță, este planul de mobilitate urbană durabilă, care va evidenția idei de proiecte, în special referitoare la această prioritate 4.1. După ce toate aceste trei documente vor fi realizate, oricum vom veni în Consiliul Local și vom supune votului dumneavoastră planul de mobilitate urbană însuși, după care va merge se va înainta către Ministerul Dezvoltării spre avizare. După ce această avizare va fi obținută, noi vom putea depune proiecte, dar aceste proiecte nu vor putea fi depuse la întâmplare, ci după ce această autoritate urbană va face o clasificare, o ierarhizare a ideilor de proiecte. Responsabilitatea care revine membrilor autorității și primăriei implicit, odată cu semnarea acestui acord de delegare, este sporită, este dificilă, mai ales că această autoritate va fi supusă verificării autorității de audit. Va trebui să elaborăm un regulament de funcționare a autorității, va trebui să întocmim fișe de post pentru persoanele desemnate, dar toate se vor face sub imediata și directa îndrumare a AME-ului, autorității de management, care este reprezentată de Ministerul Dezvoltării, care gestionează programul de operațional regional. Deci toate aceste etape urmează să le parcurgem împreună. Noi vom elabora documente, vor fi supuse studiului și avizării de către dumneavoastră, dar totul va trebui să se întâmple într-un calendar care va fi parcurs, va fi nevoie să fie parcurs într-un ritm foarte alert, având în vedere situația absorpției fondurilor pe care toți, la nivelul României, pe care toți o știm. Și municipiul Călăraș se află în aceeași situație. El va, pentru accesarea acestor fonduri pe care nimeni cred că nu și le dorește, pe care toată lumea și le dorește în municipiul Călăraș, este nevoie să
Să ținem de acest calendar. Este posibil să fie nevoie să mai convocăm alte ședințe care vor ieși din calendarul obișnuit al ședințelor ordinare. Dar asta tocmai pentru faptul că la solicitarea Ministerului ca și autoritate de management noi trebuie să elaborăm niște proiecte de hotărâri sau să supunem spre aprobare Consiliului Local anumite documente. Dacă sunt întrebări suplimentare, dacă nu-i mulțumim, doamne Cricu. Aș vrea o mică observație. Deci, într-adevăr, este pertinentă propunerea secretarului de stat, de fapt, secretar de stat, că ministrul se implică direct. Poate ar fi trebuit ministrul dezvoltării, pentru că trebuie un ordin al ministrului, domnule primar, că știți, un secretar de stat n-are voie să emite ordine. Nici viceprimarii n-au voie să emită dispoziții, ca să știți. Vă ascult. Vreau să nu mai aducem alți oameni din afară. Facem asta, nu creăm iar supra-sturbare, găjem vă 20 de aici. Deci să facem cu oamenii care îi avem aici, în primărie, în momentul ăsta, că avem oameni valoroși, să-i luăm de pe unde stau ochiulesc, să facem această... Nu, responsabil. Noi am ales o primăria Călărașa, o oferă pentru varianta... Pentru varianta de a alege aceiași oameni. Doamne, dacă ați vorbit cam mult, ați vorbit o jumătate de oră, după să spuneți o poveste frumoasă care am studiat. Deci rugămintea să creăm această structură cu oamenii care îi avem. Că avem mulți oameni, domnule primar, și trebuie să-i punem la treabă. Să aibă responsabilități, ajutăm și noi de spate. Ca să știți, da? Rugămintea să nu mai angajăm, că dă mână liberă, să modificăm, dar e grabă să spune madama asta, secretarea de stat. Nu merge. Am înțeles. Citiți ordinul ministrului. Ce-a dat? Eu am ordinul ministrului. O gândire care nu se justifică. Ea nu trebuie. Ordinul ministrului trebuie atât aici. No, deci a meu are un secretar de stat care se ocupă de acest lucru. Și are responsabilitatea. Aici trebuie ordinul ministrului, da, într-o treabă de asta. Ca să știți, ca să aibă... Noi suntem oameni care ne-a albit la administrație. Când dă un subsecretar de stat... Haideți, vă rog frumos, deci, să-i dați... Deci, ca să știți, dar de ce să mai explici? Am spus, atât am avut observație, de să nu angajăm acolo. Nu angajăm acolo, de pertinentă treaba... Noi am optat acolo, dar sunt prezentate două variante, deci, iar noi am optat pentru oamenii iar, dar să angajăm iar vreo 20 de aici pentru treaba asta. Nu am angajat, domnul Dragă. Nu, dar spune, ăla e, să modific organigrama... Dar vreau ce spune? Așa cere procedura, dar nu schimbă pe nimeni. Deci rugămintea asta e că să facem economie, că banii sunt puțini și o păstim. Știm și noi, domnul Dragă. Dacă aveți o responsabilitate, dacă aveți o responsabilitate. Da, acolo sunt într-adevăr prezentate în adresa respectivă pe care era normal să o atașăm ca și justificarea urgenței acestui proiect de hotărâre. Sunt prezentate două variante. Într-adevăr este lipsa mea că am omis să prezint acest aspect. Ne-am optat pentru varianta nu de a înființa un compartiment distinct care presupune modificarea organigramei și noi angajări, și am optat pentru ca persoane existente la acest moment în cadrul primăriei să primească prin fișa postului responsabilități extinse care să vizeze și cele din autoritatea urbană. Iar această noțiune și aceste atribuții, să spun așa, sunt prevăzute deja în documentele asumate între Guvernul României și Comisia Europeană, deci nu mai este nevoie de un ordin de ministru. Noi nu facem acum decât să le punem în aplicare. Iar cei trei care sunt nominalizați, vor fi nominalizați prin decizia primarului, nu au... Da, spune-mi da, procedura. Nu se face altceva decât se completează fișa postului. Nu mai aducem acum, găsim un pretext. Dar îți pregătești cații greu. Dar în fișa postului se va completa cu... Cu responsabilitățile care le... Da. Modificarea. Nu, dacă alegeam cealaltă soluție. Da, aș supune, vă. Aș avea și o intervenție. Înțeleg că dacă aplicăm un proiect în cadrul acestui program, există posibilitatea ca primăria să-și înființeze propria societate de transport local. Prin achiziția de mijloace de transport, tocmai a spus. Nu, doamna... acelea în cadrul unui acord care tot așa va fi transmis ca și model, va fi transmis de la autoritatea de management, aceste mijloace de transport achiziționate vor fi încredințate spre utilizare, primăria rămânând proprietar, vor fi încredințate spre utilizare operatorului de transport public. Și nu există, această posibilitate ca primăria să-și înființeze propriul... Este târziu. Serviciu de... Este târziu, iar informațiile acestea, cum se vor derula lucrurile, au venit foarte târziu. Am înțeles.
Asta vreau să... Singura chestiune de care va trebui să ținem cont va fi aceea că în contractul pe care îl vom avea cu operatorul de transport, acest contract va trebui să fie, să respecte prevederile unui regulament european care reglementează nivelul de poluare în mijloacele de transport. Și contractul pregătit de noi este tocmai în această idee. Aș vrea, dacă îmi permite, să vă spun câteva cuvinte vis-a-vis de această axă 4.1 la nivelul Asociației Municipiilor din România. S-a discutat cu secretara de stat vis-a-vis de ghidul solicitantului, în care sunt trecute o serie de condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim. Condiții care, la ora actuală, nu sunt îndeplinite de foarte multe orașe din țară, întrucât, dacă spunem că regula cea mai importantă este ca străzile care sunt modernizate să aibă în exclusivitate o bandă pentru transportul public, lucru care pe noi în Călăraș cel puțin ne dezavantajează. De aceea eu am propus o comisie, sunt 7 persoane, 3 din partea PSD, 3 din partea PNL și primarul municipiului Sibiu, să meargă la președintele Comisiei Europene și să solicite schimbarea acestui ghid al solicitantului, întrucât nu sunt cunoscute condițiile reale din teren în România. Altfel vă spun că banii pe această axă, vis-a-vis de acest lucru, nu o să putem să-i cheltuim. Mai ales, și asta o spun cu toată responsabilitatea, ni se solicită să avem transport, să achiziționăm autobuze electrice și acum ați fost toți în toate țările europene occidentale și nu prea am văzut așa ceva. Pentru că mentenanța acestor autobuze este foarte, foarte scumpă. Da. Și încă o chestiune scurt. Dacă există posibilitatea asta de achiziționare și transfere ulterior către operatorul respectiv, asta e, nu? Da, cred că trebuie avut în vedere când întocmiți documentația și acest aspect, astfel încât să fie prevăzut acolo. Și la un aspect, tot în această axă, e bine să știm. Se vorbește și despre pasarele și poduri. Tot așa se solicită ca aceste pasarele și poduri să aibă o bandă de dus, o bandă de întors pentru transport persoane. Încercăm să scoatem din... Nu numai persoane, că nu putem să facem doar 4 benzi. Nu ne permite spațiul care îl avem, da. Să vedem. Eu sunt convins că vor face ceva, da? Bine, mai sunt discuții pe baza 4.1. Atunci o să pun votul dumneavoastră. Voturi pentru? Unanimitate.